4 domenii rămase. 4 domenii și avem 52 de milioane, 5200 de lei. Bună seara, Dan. Să nu mai uităm la ce. O secundă, Ana Maria. Fie, avem așa. Larisa, agent imobiliar, Cosmina Cei, sociolog, Ruxi, specialist în telefonie, Ana Maria, analist executiv. Cine mai acolo? Bianca? Traducător, Corina. Are moacă de traducător. Da, corect, traduci mult, Corina. Și Antoaneta, asistent manager, Antoaneta. Da, Ana Maria. Acesta este un show de cultură generală, corect? Da. E un show cu... Teoretic. Da, te cunoaște. Îmi dai voie să fac un experiment științific. Ca să ne pupăm noi la încercare, în show ăsta de cunoaștere. Da. Dar e scurt? E scurt, da? Permiți? Ok, hai. Cu ajutorul. Dacă e tot un show de cunoaștere, arată-ne, încurcă-ne. Lasă-ne gură cască. Astea sunt... Nu mai bem nimic! Nu mai bem nimic! Nu mai vreau cu șoacă. Nu mai bem. Nu, nu mai bem. Deci când văd sticle, nu mai bem. A, știu, un corp scufundat într-un lichid. Asta vrei să ne faci? Nu? Arhimedes, să ne faci așa, că ce prost noi? Hai, să știi că nu fumez, m-am lăsat de fumat. Ce vrei să ne arăți? Că, bine, noi suntem tântălei, arată-ne tu. Principiul termodinamic. Eu sunt cu steaua, nu cu termodinamic. Arată-ne, îndezine, întreabă. Ce se întâmplă dacă aprind această? Dai foc la studio și rămân, e fum aici. Bun. Arzi în flăcări. A, face pentru lumânare. După cum spunea... Stai. A luat foc. Îi dai foc? Așa. Asta e mare experiment, că dea foc la un par de plastic? Mare brânz. Asta-i? Dar noi știm asta. Dar când va vina apă, nu o să mai arde. Asta am spus. Asta am spus Ana Lescu, studiul ei de doctorat, ard în flăcări. Altceva. Dai foc la un pahar de plastic, normal că arde. Și provocarea care? Așa. Ia să vedem dacă ce curge apa. Da? Dacă îi dau foc. Uzi decorul, te rog eu. Dar nu da! Vine femeia de serviciu, pierdem vreme. Uzi decorul. Dacă ce? Se dau foc, să fac apă. Așa. Ai voie? Ce-i cu el? Să vezi ce se întâmplă. Uite, mai bine domnul... Nu, se rămâna. Uite, sau domnul Morar. Promit că nu se întâmplă nimic, e ceva foarte interesant. Adică tu vrei... Ne-a arătat că un pahar de plastic arde și acum un pahar de plastic umplut cu apă... Nu se arde. Același plastic. Nu arde. Nu ia foc? Nu ia foc. Nu pe dracu. Nu ia foc? Nu cred că ia foc. Nu. Cum, mă? Ești mentalistă? Nu. Adică dacă eu fii atent. Dacă eu dau foc acum, nu îi cade apă în cap? Nu. Dar vezi când dai foc la plin cu apă. Da. Eu cred că Dan Negru își dă foc la valiză acum. La un moment dat o să ardă, dar nu așa repede. Nu, mă, eu uite, la un moment dat. Are proprietățile ei, dar nu durează până la nesfârșit. Băi, ești nebun, nu arde, mă. Băi, nu știam pe asta. Dane, te joci cu focul, jur. Mamă. Ia, ești nebun. Băi, stai. Ia uite, mă, corect. Se face experimentul acesta cu un balon. Și atunci te întreb eu pe tine, domnișoară. Balon cu apă. Adică ne-ai făcut pe noi, tântălei. Cu apă, da? Îi dai foc. Nu arde, deși e de plastic. Omul care este 70% apă, de ce arde? Corect, dar dacă stau o oră așa, arde? Arde dacă stăm o oră? La un moment dat, da, pentru că... Exact. Adică trebuie, stai, trebuie să se evapore apa ca să arde. Nu, Mihai, nu! Bă. De ce? Stai așa, că ne zice. De ce e vorba? E vorba de convecția fluidului. Du-te la loc. Ce e aia? Ia, du-te la loc. Du-te, ia o gură. Cum ai să faci convecția fluidului? Ne-a făcut... Beau eu și bei și tu. Ia, du-te la loc. Hai să facem corecția lichidelor. Asta vroiai? Să rămânem noi gură casă și să ne vină. Mamă, ce deștepte sunt voi, întrebări și răspunsuri și aplicații practice.